Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Esprim Time for Business. În ciuda discuțiilor despre comisioane și plafonări de tarife RCA din ultima perioadă, nu uităm că piața de brokeraj în ansamblu a înregistrat creșteri în acest an, iar unele companii au găsit chiar soluții pentru a obține creșteri chiar și de două cifre. Un exemplu în acest sens este Globasig. Cu Antonio Babetti, director general al companiei, discutăm astăzi. Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am regăsit, fiind la a doua invitație din partea noastră. Mă bucur să văd că ne întâlnim așa spre final de an, ca să putem trage niște concluzii. Țin minte și discuția noastră de data trecută, am mai avut niște discuții între timp. Sigur, piața n-a evoluat neapărat așa cum ne doream, dar înțeleg că planurile Globasig nu au fost neapărat afectate și nici rezultatele. Poate ne spuneți câteva cuvinte despre cum a evoluat în 2016 compania. Înainte de a începe, o să mă rezum la ceea ce ați spus dumneavoastră, că nu au fost afectate. Au fost afectate și planurile companiei Globasig, dar am făcut toate eforturile pentru a depăși aceste momente, pentru că știți foarte bine, a fost un an foarte dificil. Vis-a-vis de rezultate, da, ne propusesem ca și anul acesta să aveam anumite obiective pe care credem noi că le-am îndeplinit cu toate aceste mișcări puternice din piață. Dacă vorbim concret, vorbim aici de o creștere și în anul ăsta de două cifre. Două cifre însemnând undeva la 48, chiar 50% creștere. La jumătatea anului vorbeați despre estimarea unei creșteri de peste 40%. Deci înțeleg că targetul cel puțin a fost atins. Da. Dar că ar fi putut fi mult mai mult. Mult mai mult și vorbim neapărat acum de valoarea în sine, ci de structura acestei creșteri. Ne-am fi dorit puțin altfel, să fie structurată puțin altfel. Și ne referim aici că ne-am fi dorit ca cele mai mari creșteri să fie generate de acele clase pe care noi ni le doream, nu de anumite clase cum ar fi RCA-ul. Da? Deci creșterea e generată destul de mult și de partea de RCA. Destul de mult, într-un procent considerabil și de RCA. Și de evoluția tarifului pe partea de RCA. Și care au fost acele clase pe care nu ați putut înregistra creșterile estimate? Dacă vă aduceți aminte, vorbeam foarte mult de o creștere pe răspundere. Acolo suntem puțin datori față de noi, nu am reușit să atingem, să atingem cifrele pe care ni le propusesem pe partea de răspundere. În schimb, am generat destul de mari creșteri pe câteva clase și avem câteva clase regine. Property, garanții și pierderi financiare, dar și sănătate cu cifre de cu creșteri de peste 40%, de până la 60%. Înțeles. În schimb, acele răspunderi, așa, precum și polițele casco, am înregistrat undeva creșteri de doar 25-28%. Și motivul care ar fi? Sunt piedici, să zicem, de natură legislativă sau este vorba de o necesitate a concentrării resurselor pe alte linii de activitate și atunci... Concentrarea acestor resurse și pe alte linii de activitate și pe alte proiecte ce s-au născut în decursul acestui an, dar și către toate aceste schimbări de ordin legislativ. Asta este o realitate. Ne-au mâncat și nouă destul de multe resurse, dacă e să folosim termenul dumneavoastră. Însemnând multe proiecte de norme, schimbări de norme, legi, toate acestea la un loc chiar ne-au solicitat o mare parte din resurse. Și a trebuit să ne canalizăm împreună și cu toți colegii din piață, cu asociațiile de specialitate, ne-am canalizat foarte multe resurse către aceste schimbări. 40 se pare că era așa un fel de număr magic pentru Globasig în anul 2016, estimat și depășirea numărului de 40 de reprezentanțe până la finalul anului. Au fost afectate planurile în această direcție de fluctuații? Aici nu au fost afectate semnificativ, dar se putea și mai bine. Am depășit acest număr de 40 de reprezentanțe la nivel național, dar se putea și mai bine, la asta mă refer. În acest moment, Globasig are acoperire teritorială pe toată suprafața României? Nu avem încă. Ne propunem ca în următorii 2 ani să atingem toată suprafața țării. Deocamdată chiar glumeam cu colegii mei, ne aflăm pe un oarecare U, privind în ansamblu harta României. Vom încerca ca în următorii 2 ani să acoperim fiecare județ în parte. Deci care sunt, să spunem, zonele pe care le vizați în viitorul apropiat pentru extindere? Transilvania? Este oarecum acoperită Transilvania. Avem parte din sud, sud-est și estul României. Acestea sunt deficitare ca și reprezentare la nivel național.
suntem mai bine dezvoltați și reprezentați pe partea de nord, de vest, sud-vest și centru. Știu că aveți speranțe mari de la asigurările de sănătate și asigurările de viață, segmente care în România au mare nevoie de dezvoltare, atât din cauza contextului social, cât și din cauza contextului pieței de asigurări. S-au îndeplinit aceste speranțe? S-au concretizat ele în creșteri semnificative? Așa cum spuneam atunci când vorbeam de creșteri, pe partea de asigurări de sănătate am generat creșteri de peste 50%. La cele de viață suntem undeva peste 30%. Evident, se putea mai bine. Vroiam pe partea aceasta să mergem chiar spre 3 cifre. Creșterea să o ducem către 3 cifre, dar trebuie să înțelegem totuși că este un context dificil. Și cu toate aceste schimbări din această piață, pe lângă acest amănunt, trebuie să ne mai gândim la un aspect, că întreaga Europa sunt mișcări de toate felurile, care evident au și impact asupra a tot ce înseamnă decizii la nivel de consumator. Vorbim de instabilitate politică, vorbim de instabilitate financiară și toate acestea au impact și la nivelul consumatorului, indiferent că acesta este de persoană fizică sau persoană juridică, că este un IMM sau vorba de o companie. De aceea cred eu că o stabilitate la toate aceste trepte ale societății vor putea genera în viitor și creșteri, așa cum ni le dorim noi pe partea de asigurări de sănătate și viață. Pe aceste segmente, v-ați orientat și vă orientați mai mult către segmentul corporate sau retail sau căutați o combinație între cele două? Trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, am cam schimbat de-a lungul timpului obiectivele și am încercat oarecum să fie un echilibru, să ne axăm atât pe partea de corporate cât și pe partea de retail. Și ținta pentru GlobalSig în ansamblu, care ar fi să se ajungă la un echilibru între cele două segmente sau poate cel corporate să depășească segmentul de retail? Ținând cont că noi suntem un broker de rețea, preponderent ne adresăm de persoane fizice, dar și micilor întreprinderi, eu spun că partea de retail va genera în viitor aceste, sau pentru noi ținta noastră este partea de retail, dar nu vom scoate în ecuație și partea de corporate. Au companiile de asigurări în acest moment produse de asigurări de sănătate pliabile pentru a fi ofertate către partea de retail? Știm că de multe ori ele sunt oferite ca beneficii extrasalariale de către angajatori. Dar în ce măsură un român obișnuit își poate găsi în paleta de produse oferite de un broker un produs de asigurare de sănătate și acoperitor la un preț decent pe care să și-l poată permite? Produse există, dar nu totdeauna cele mai bune pentru clienți, pentru că aici trebuie să înțeleagă foarte bine asiguratorul că se adresează unei piețe oarecum de abia acum această piață percepe nevoia unei asigurări de sănătate. Deci răspunsul la întrebarea noastră este că nu sunt cele mai bune soluții în momentul de față pentru persoanele fizice. Dar cred eu că în viitor vor înțelege că trebuie să plieze cât mai bine aceste produse atât pe nevoi, dar cât și pe posibilități, pentru că totuși vorbim de posibilități reduse pe această linie de asigurări din partea unui client, persoană fizică. Oricât ar conștientiza respectivul că are nevoie să suplimenteze acele minime servicii oferite de sistemul public de sănătate cu o asigurare de sănătate privată, trebuie să ne raportăm foarte mult și la posibilitățile acestuia. Am văzut în ultima vreme o serie de parteneriate pe acest segment de sănătate între broker și asigurători, între centre medicale și asigurători și așa mai departe. GlobalSig ia în calcul o astfel de posibilitate, un produs co-branded sau un parteneriat? V-aș minți dacă v-aș spune că nu ne-am dorit. Deocamdată nu ne-am canalizat resurse către acest segment. Dacă în viitor se vor ivi oportunități, vom da curs unui astfel de parteneriat. Evident, țin să transmit felicitări celor care deja au făcut-o și sper să aibă și rezultatele. Din discuția cu alți colegi de breaslă ai dumneavoastră, am văzut că multe companii de brokeraj își asigură creșterea orientându-se și către segmente de nișă, către asigurări mai deosebite, parteneriate, speciale.
care să zicem să fie ținute departe puțin de discuțiile legate de RCA, de auto și altele care marchează piața în mod inevitabil. Este acesta și cazul GlobalSig? Ați avut anumite segmente de nișă pe care v-ați dezvoltat în mod special în 2016? Da, vorbeam la începutul discuției de creșteri pe partea de garanții, pierderi financiare, dar mai sunt și câteva tipuri de răspunderi pe care am încercat să ne focusăm. Și aici suntem puțin datori pentru că ne propusesem chiar și și anumite produse co-branded cu anumiți asiguratori. Încă nu am finalizat acel proiect, vorbind de acele resurse care la un moment dat sunt epuizabile, nu sunt inepuizabile și încercăm să le împărțim cum putem mai bine. Sperăm ca la începutul anului viitor, la primul trimestru, dacă nu cel mai târziu, în al doilea trimestru, să finalizăm și acele proiecte restante. Am încercat, revenind acum la întrebarea noastră, am încercat să ne canalizăm, să ne focusăm și pe aceste produse de nișă și în special acel cuvânt oarecum obsedant, non-motor, dar și acolo ne lovim de posibilitățile și de resursele alocate către aceste tipuri de asigurări, de către foarte mulți, de către asigurați în sine, că indiferent că sunt instituții de stat, indiferent că sunt instituții private, și aici intervenim noi de fiecare dată să încercăm să le explicăm de ce trebuie să-și asigure, care sunt riscurile specifice, pentru că de multe ori chiar nu știu care sunt riscurile specifice activității lor, nu știu la ce se supun, vorbim aici de răspunderi, vorbim la bunurile proprii privind riscuri specifice privind propria activitate. Și aici vorbim și de educație. Un rol foarte important îl are educația. Spunem noi că pe lângă toate acestea avem și un rol de formator în această piață, nu? Cu siguranță acesta e rolul consultantului, pentru că până la urmă brokerul nu este doar un vânzător, este un consultant. Să înțeleagă toată lumea, ar fi bine să înțeleagă toată lumea acest lucru. Pentru că tot ați menționat de-a lungul discuției noastre în repetate rânduri că multe resurse au fost consumate de modificările legislative din ultima perioadă. Întrebarea dumneavoastră. Care sunt acele modificări legislative din ultimele luni care credeți că vor avea cel mai puternic impact asupra activității pieței în general de intermediere în asigurări și desigur asupra companiei pe care o reprezentați? Au fost mai multe, da. Trebuie să ne raportăm să aducem aminte de facem un top 3. Da, sunt mai multe. Vorbim totuși de acea măsură sau de acea schimbare care a impactat cel mai mult piața de brokeraj, pentru că acum vorbim de piața de brokeraj, vorbim de o intervenție pe piață liberă, da? Și de o plafonare a unor tarife, care a generat după sine foarte multe alte schimbări. Toți am avea intenția sau impulsul de a spune că a fost un lucru bine pentru un consumator. Vorbim de totuși de o plafonare a unor tarife și de înghețarea altor tarife, nici de cum de o îmbunătățire a ceea ce exista, cu excepția unei anume clase, aceea a transportatorilor. Acum vorbim de impactarea asupra întregii industrii. Despre ce vorbim? Vorbim, conform datelor transmise de către societățile de asigurare, de niște pierderi fantastice, chiar și pentru 6 luni de zile. În mesajele tuturor societăților către noi, prin care și-au justificat celelalte măsuri, da, ne-au fost aduse la cunoștință asumarea unor pierderi fabuloase. Presupun că celelalte măsuri la care vă referiți, sau printre ele, se află tăierea comisioanelor. Drastică? Drastică. pe segmentul auto și nu știu dacă și pe celelalte clase de asigurare se... Pe celelalte clase, ne referim acum strict la RCA, au fost scăderi și pe celelalte clase și mai mult scăderi ce s-au anunțat chiar de după data în care OUG-ul nu mai este valabil. Dar aici vreau să aduc să privim puțin mai în ansamblu problema. Trebuie să vorbim în anul 2016 până să ajungem la ordonanța de urgență care a dus la plafonare și implicit la toate celelalte, ca un domino, celelalte măsuri care au venit automat. Vorbim totuși de un an 2016 în care, începând cu prima lună a anului, au semnat un calendar de scădere a comisioanelor pe parte de RCA, pentru toate categoriile, da? Un calendar foarte bine pus la punct de către fiecare societate de asigurare, coroborat și cu ceea ce s-a întâmplat cu Carpatica Asigurări,
Vorbim că la momentul intrării în validitate a OUG-ului și implicit scăderii drastice a anumitor comisioane, încă o dată pentru acordate brokerilor, pentru anumite categorii de transportatori, taxi, închiriere și așa mai departe, vorbim de un an în care scăderile medie au ajuns undeva la 50, poate 55%. Despre asta vorbim, asta e realitatea. Și justificarea pentru această scădere treptată, să spunem, care ar fost? Dacă pentru ultima scădere drastică s-a justificat prin plafonarea comisioanelor, pentru plafonarea tarifelor, pentru celelalte scăderi de comisioane? Vorbim de două falimente în piață, da, vorbim odată de Astra și Carpatica, ăsta ar fi un motiv. Al doilea, lipsa profitabilității pe această clasă de asigurare. Despre asta vorbim. An de zile sau această clasă a generat pierderi și poate acest 2015-2016 au însemnat acel moment T0 în care asiguratorii au decis și mai ales acționarii acestor asiguratori au decis că este momentul în care să nu mai trimită bani de la birourile centrale către România, implicit pentru a acoperi anumite pierderi. Cam astea ar fi motivele justificate, prezentate și oficiale din partea asiguratorului. Sau al doilea motiv ar fi acesta. Lipsa profitabilității și, pe de altă parte, cele două falimente ale unor societăți care preluau foarte mult în asigurare întregi calupuri de clienți, poate nedoriți de ceilalți asiguratori. Chiar ce se întâmplă acum cu acești clienți? Pentru că, reprezentând o societate de brokeraj care ia legătura directă cu clientul final, ce se întâmplă în momentul în care vine un client obișnuit să-și facă asigurare la Astra, apoi la Carpatica, cea mai ieftină, că asta era realitatea? Ce face clientul respectiv? Către ce se orientează? Vorbim de înainte de UG sau după UG? Pentru că UG totuși are o validitate de 6 luni. Să zicem după finalitatea acestei perioade, într-un cadru normal de dezvoltare. Într-un cadru normal, fiecare asigurator va avea dreptul să-și stabilească propriile tarife. În momentul de față, la vorbim de clasa B0, oarecum acestea sunt similare, dar după momentul OUG vor exista diferențe și atunci acel client obișnuit cu tarifele cel mai mici, evident, va face probabil același pas. Nu cred totuși că la diferențe foarte mari acea conștiință să-i dicteze că va trebui să-și achiziționeze un produs mai scump pentru a fi și mai, păgubitul să fie răspăgubit cu mai mare răspundere sau cu mai mare viteză să procesul în sine de despăgubire. Evident, va merge oarecum, cred că, pe același sistem de a achiziționa poliția cea mai ieftină. Dar credeți că vom mai avea așa diferențe atât de mari? Pentru că totuși Astra și Carpatica sunt exemple că acest sistem nu este unul câștigător și să ai tarife cu mult sub nivelul pieței nu te duce neapărat la o creștere sustenabilă. Sunt jucători care vor adopta o politică din care va rezulta o diferență de tarif și la momentul respectiv. Vedem ce ne rezervă iunie 2017 vis-a-vis de... Să avem un spirit de glumă pentru cei care vânau tarifele cele mai mici, avem vești bune, în continuare vor exista companii care vor oferi prețuri mai mici. Că vânau. Era normal, era poate un impuls al propriilor posibilități, nu? Că... Da. Vorbim și despre acest lucru. Vom vedea în iunie exact ce vor decide și care vor fi politicile asigurătorilor prezenți în acel moment pe piața de RCA. Să nu uităm că mai sunt doi asiguratori ce stau în stand-by. Toată lumea, toți ne gremeam să spunem că până la sfârșitul anului, conform și a unor declarații a respectivilor asiguratori, că până la sfârșitul anului vor intra pe această piață. Iată, odată cu UG-ul au decis să facă un pas în spate și să vadă exact evoluția acestei piețe. Revenind acum totuși la întrebarea pe care ați adresat-o cu acei clienți, impulsul de a cumpăra o poliță cu tariful cel mai mic poate ne duce cu gândul la persoana fizică, dar erau foarte mulți asigurați, persoane juridice, care achiziționau tarifele, polițele de asigurare cu tarifele cele mai mici din nevoia propriului business, da? Din a reduce anumite costuri privind acei asiguratori care nici nu au avut un istoric bun, odată cu eliminarea ordonanței de urgență prin care se plafonează aceste tarife, probabil vor resimți ceva mai mult noile tarife și alinierea la o normalitate. Și de aceea spunem că odată cu această plafonare așteptam, da? Și din mult mai multe alte măsuri, nu doar o plafonare care, din punctul meu de vedere, nu a rezolvat marea problemă a pieței. Vorbim și de un comportament în trafic, vorbim de multe alte, de o infrastructură, lucruri care oricum nu se pot rezolva peste noapte. Și în niciun caz strict de piața de asigurări. Și nici fără nicio legătură cu piața de asigurări. Exact.
Revenind puțin la Globasig și situația sa specifică, în ce măsură afectează aceste măsuri businessul Globasig? Cât la sută este partea de auto în acest moment din portofoliu, ca să facem oarecum o legătură și cu impactul pe care îl vor avea aceste reduceri de comisii? Și în anul trecut noi am încercat să nu depășim bariera celor 70% către partea de RCA și undeva până în 77-78% partea de auto, RCA plus casco și celelalte forme de auto. Nici anul acesta nu reușim să trecem cu ghilimele de rigoare, nu reușim să trecem de cei 70%, dar din acei 70% pe parte de RCA 68,5% în momentul de față, vă pot spune, dar chiar și în acest procent, undeva la o treime erau transportatori. Transportatori, fie de mărfuri, fie de persoane, fie firme de taxi, închirieri și așa mai departe. Precum și trebuie să vorbim și de acel segment, pentru că un asigurator anume a ales să diminueze drastic comisionul până la 0,1 și 1%, chiar și pentru tinerii de sub 27 de ani. Nu a fost foarte mediatizată această categorie. Da, da, da. E adevărat, da. Pentru asta n-am auzit atât de mult discuție, dar... O anume societate a ales diminuarea comisionului de la momentul respectiv, nu mai știu cât era, 13 parcă, la 1%, da? Chiar și pentru această categorie. Tinerii sub 27 de ani. Probabil, în viziunea acelui asigurator, vorbim aici strict de responsabilitate sau irresponsabilitate, da. Revenind acum, cam o treime din tot ceea ce se face Globasig RCA, da, și vorbim de aceste măsuri de diminuarea comisioanelor, reprezintă aceste categorii afectate de... Și chiar ce veți face în condițiile în care sunt companii care oferă comisiuni 0,1%, adică spre nimic, am putea spune. Care va fi strategia pe care o veți adopta? Pentru că clientul rămâne probabil, adică în continuare transportatorul vine la brokerul pe care îl are de ani de zile și spune, hai să facem asigurare și uite, aș vrea la 0,1% comisiuni. Ce facem? Încerc să vă spun o fază oarecum hazlie. Am avut un transportator care a venit și aflând, știind de diminuarea această drastică de comisiuni, chiar la acea societate cu 0,1, au spus că este dispus să-mi plătească o sumă în plus pentru a acoperi costurile de emitere, administrare, a poliției și așa mai departe. Și, bine, tot a fost la nivel de oarecum glumă, da? Noi am încercat să le explicăm că acest sistem merge, oare se întâmplă și afară, dar totuși vorbim de o altă piață cu mulți ani înaintea noastră dezvoltată. Plecând de la această glumă, vom încerca să le explicăm clienților că ne vom menține, cel puțin pentru această perioadă, serviciile de consultanță, indiferent că vorbim de o comisiune de 0,1 sau vorbim de un alt comision, pentru că acei transportatori, cum ați dat și noastră cazul, poate mai au de la noi și alte forme de asigurare. Vorbim aici de un CMR, vorbim de o poliție de accidente pentru persoanele transportate, vorbim de multe altele, da? Eventual de asigurare casco, și atunci este un client căruia noi trebuie să-i oferim acea consultanță în continuare. Plecând de la premisa că durează doar 6 luni de zile, cel puțin în momentul de față noi atunci știm că ce va urma, să vedem ce ne vom vedea. Vom putea face, sau cel puțin în cazul Globasig, vom face acest efort și vom încerca să oferim aceleași servicii de consultanță chiar deci și pe aceste... Deci veți lua RCA-ul ca un fel de produs de sacrificiu la care nu există un câștig propriu-zis, astfel încât pachetul să rămână intact de servicii și clientul să nu fie nevoit să-și împartă serviciile în mai multe companii de brokeraj. Evident, pentru că și noi stăm mergem pe același principiu că brokeraj înseamnă și consultanță și acum pentru 6 luni de zile, chiar dacă se vor genera pierderi. Da, pe anumite segmente ale RCA-ului, un broker va genera pierderi, pentru că avea anumite costuri. Da? Ați făcut și o estimare a acestor pierderi? Presupun că este semnificativă. E un subiect îngrijorător pentru fiecare. Îngrijorător este acum, depinde fiecare cum și-a gestionat resursele, cum și-a alocat aceste resurse. Este de luat în calcul o anume pierdere, dar este asumată. Este asumată, v-am spus, plecând de la ideea că această situație va dura cel mult 6 luni. Dacă ea se va prelungi, atunci vom avea probleme cu toții în piață.
Pentru că trebuie să conștientizăm, vorbim totuși de RCA. Ce este RCA în momentul de față? Vorbim de peste 55% din întreaga piață, îl reprezintă RCA-ul. Dacă vorbeam într-o piață în care RCA-ul reprezenta un sfert 20, poate până în 25%, atunci da, aveam toate argumentele, spunem, doamne, la un sfert din piață, avem destule resurse, avem destule procente în care să ne ducem să ne acoperim eventuale scăderi sau pierderi. Dar vorbim de o piață în care mai mult de jumătate din ceea ce se vinde pe această piață este RCA. Ori nu avem cum să nu luăm în considerare aceste scăderi drastice. Și dacă, să zicem, această perioadă de 6 luni nu se prelungește, se revine la o oarecare normalitate, care vă așteptați să fie această normalitate? Pentru că deja nu prea știm la ce ne mai întoarcem. Credeți că se revine la, nu știu, niveluri de acum un an sau de acum 3 luni ale tarifelor și comisioanelor? Ce aici trebuie să punctez un anume lucru. Opinia publică, hai să nu spunem, a fost intoxicată, dar opiniei publice au fost prezentate foarte multe cazuri în care polițele de asigurare costau 30, 40, 50, 60 de mii de lei, dar ele erau doar ofertele maximale oferite de către un asigurator. Pe aceeași categorie, pe acel cap tractor sau autocar, variau între poate 20.000 și 60.000 de lei. Opinia publică a primit... Așa ne place nouă. E un pic și latura jurnalistică, pentru că până la urmă prin presă n-am vrut, sunt totuși invitatul dumneavoastră să punctez și asta. Ok. A fost prezentată acea ofertă de 60, 80, 100 de mii de lei sau exact cât a fost, dar aia era oferta cea mai mare oferită de când un asigurator care alesese în modul respectiv, în acel mod de tarifare, să se ferească de o anumită... Asta vreau să spun, era refuzul asigurătorului. Într-un mod diplomat și frumos, dar acea informație a fost publicată și a fost transmisă către întreaga masă și e normal, putem să avem pretenție ca fiecare privitor la televizor sau ascultător a unui post de radio să aibă atât de multe cunoștințe în domeniu și să înțeleagă că nu era oferta maximă. Nu, a preluat informația ca atare și s-a creat un cor mult mai mare de... Bun, acum revenind la ceea ce m-ați întrebat, acea normalitate. Noi în mare o știm, noi brokerii o știm, acea normalitate... Dar acea normalitate, exact cum spuneam mai devreme, trebuie să vină la pachet cu multe alte măsuri, ce nu depind numai de piața de asigurări. Dacă ne vom vârti tot aici, în acest cerc, și vom crea, în momentul de față, un mic cerc vicios, da? Fără ca alte măsuri să ne vină în ajutor, problema nu-i văd o rezolvare în viitorul apropiat. Pentru că în momentul 30 iunie, să presupunem, 1 iunie, pentru că mai mulți asiguratori au ales să-și plieze politica ori de la 18, de la data intrării, ori de la 1 decembrie și pe o perioadă de 6 luni. E bun, vorbim de luna iunie, de după luna iunie, mulți vom avea, nu știu, așteptările să se ajungă la acele prețuri înainte, exact cum vorbeați dumneavoastră, și la să nu se rezolve absolut nimic din problemele celor ce le-au ridicat. Dar eu spun că normalitatea trebuie să vină la pachet cu mult mai multe măsuri. Nu doar exclusiv reglementând și suprareglementând această piață, pentru că nu se va rezolva, mai ales că vorbim totuși de o piață liberă. Piața asigurărilor este o piață liberă. Chiar dacă vorbim de o obligativitate de a încheia RCA, totuși este o piață liberă. Bun, ce va mai fi în aceste 6 luni, vom vedea câți vor rezista și cum, e și asta o problemă, având în vedere totuși că suntem așa pe final de an și luna decembrie și avem gânduri bune și optimism atât cât se poate. O să mă încerc și eu acel zâmbet al noastră să mi-l întipăresc pe față. Okay. Care sunt totuși perspectivele pe care le vedeți pentru 2017 de dezvoltare a businessului Globasic? Pentru că până la urmă este un business care trebuie să meargă mai departe în ciuda tuturor piedicilor pieței. Și care sunt segmentele de business pe care mizați pentru o creștere? Poate tot de 2 cifre, de ce nu? Sigur. Trebuie să avem 2 cifre, că altfel fără obiective, eu cel puțin unul nu mă simt foarte bine dacă nu am obiective, bine, realiste. Ce-mi doresc eu foarte mult este să putem să ne ocupăm de consultanță și de intermediere. Să nu ne mai alocăm atât de multe resurse către aceste schimbări foarte multe la număr. Cred eu că am face mult mai bine lucrurile dacă ne-am alocat toate resursele. Așa am început, așa să și termin. E dorința de Crăciun. Dorința de Crăciun, ok. Cred eu că în anul viitor vom genera cel puțin o creștere cu 2 cifre, poziționată tot undeva între 30 și 50%, am stat o marjă ceva mai mare, pentru că
Am văzut totuși că 2016 a adus atât de multe surprize, am mărit un pic acele bariere, le-am dat un pic la o parte. Vom miza în continuare pe asigurări, evident, non-auto, atât cât vom putea să ne canalizăm către aceste segmente. Vom încerca să ne ducem la capăt toate proiectele pe care nu le-am dus în anul 2016, că v-am zis, avem câteva mici datorii față de noi, da, ok? Și vom încerca să echilibrăm pe cât se poate partea de auto cu cea de non-auto. Fie că vorbim de asigurări de property, fie că vorbim de asigurări de sănătate, viață, răspunderi sau chiar cele de nișă. Există proiecte chiar săptămâna viitoare. Vom avea ședința prin care ne vom stabili cu exactitate obiectivele pentru anul 2017. Mai vreau să vă mai zic un lucru. Apropo de obiective, înainte să încheiem. A fost pentru prima oară în cariera mea sau în viața mea de antreprenor, să-i spunem așa, în care a trebuit într-un decursul unui an să-mi schimb obiectivele din mers. Și vorbim aici de cifre. Inițial aveam undeva la 48 de milioane ținta pentru anul 2016. Undeva pe la jumătatea anului ne-am dus către 53-54, iar în a doua parte a anului, eventual pe ultimul trimestru, ne-am dus către o țintă de 59-60 de milioane. Am fost împinși de tot ceea ce s-a întâmplat în această piață și vorbind de aceste schimbări legislative, dar a fost pentru prima oară când am schimbat obiectivele din mers. E și aceasta o etapă din viața de antreprenor, conform cărților. Nu mai trăisem până acum și iată, mi-a rezervat acest an super 2016. Iată această parte bună a tuturor schimbărilor. Da. A dus GlobalSig la un alt nivel la care a trebuit să luăm recalibreze. Și așa, ca pe un lucru pozitiv. Atingând până la urmă acea cifră de 60 milioane, credem noi până la sfârșitul anului, 60 milioane de lei intermediari. Noi sperăm 2017 să fie într-adevăr un an mai bun, un an de soluționări și de liniștiri și chiar să avem următoarea discuție relaxată și despre proiecte ambițioase, cu rezultate pe măsură și, într-adevăr, proiecte care să nu vizeze neapărat doar piața de RCA, să vorbim și despre alte subiecte. Cu siguranță piața de asigurări e mult mai interesantă pe alte segmente de activitate. Așa credem și noi. Noi vă mulțumim foarte mult pentru opinii, vă urăm să aveți un an bun, cu liniște și cu spor. Și noastră la fel și întregii echipe Xprim. Mulțumesc! Dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție, vă aștept și joia viitoare pentru o nouă ediție Xprim Time for Business.